faceți, numele meu este Valentina și astăzi vom vorbi despre persoanele scunde, adică eu. Dar, în primul rând, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru fiecare like în parte, pentru fiecare coment și pentru toată susținerea voastră. Vă mulțumesc din suflet foarte, foarte mult. Cum spuneam, astăzi vom vorbi despre persoanele mici de înălțime. Una dintre acelea sunt și eu, am 1,58 înălțime, deci... minion. Bun, în primul rând vreau să vă zic că este foarte important să vă iubiți așa cum sunteți, indiferent de înălțime, greutate sau toate cele. Dacă nu te iubești tu, atunci cine? Și oricum, venim vorba de persoanele scunde, esențele tari se țin în sticluțe mici. Mereu îmi spune mama asta. Atunci când ești mic de înălțime, nu ajungi la pedale. Trebuie neapărat să-ți dai scaunul în față de tot și să ți-l ridici cât mai sus pentru a fi și tu un om mare la volan. Eventual îți mai pui și o pernă sub fund ca să fie totul ok. Alt dezavantaj ar fi neajunsul la suporturile sau rafturile poziționate mult mai sus decât înălțimea ta și ai nevoie neapărat de o scară sau ceva pe care să te urci să poți să-ți iei acel lucru sau acel obiect de unde vrei tu. Partea proastă este când ești într-un supermarket, acolo chiar nu ai pe ce să te urci, nu ai o scară sau nu ai un obiect anume, eventual rogi pe cineva, nu știu, cineva care lucrează acolo să te ajute. Bineînțeles dacă acesta este mai înalt decât tine. Ok, alt dezavantaj ar fi atunci când vrei să-ți cumperi ceva de îmbrăcat. Pentru persoanele scunde e foarte dificil, ori blugii sunt prea lungi, ori bluzele sunt prea largi și tu ești atâtica. Și da, este un mare dezavantaj, îți găsești foarte greu, cel puțin mă dau exemplu pe mine. Eu îmi găsesc foarte greu de îmbrăcat, uneori apelez și la croitoreasă, chiar dacă mi-au un XS, mi-l mai modific un pic. Alt dezavantaj ar fi și atunci când îți cauți ceva de încălțat. Tu fiind mic, porți un număr mic, hai să găsești un 35, să zicem, în magazin. Da, îți găsești foarte greu, mai ales că e cea mai mică mărime la adulți. Uneori o găsești, alteori nu o găsești. Și, na, e după noroc. Mai e și raionul copiilor, dar acolo slabe șanse, s-ar putea să fie modele pentru copii, nu pentru adulți. Următorul dezavantaj ar fi atunci când se fac glume pe seama înălțimii tale. Cum e vremea la tine acolo jos... ce faci jumătate de buletin sau jumătate de buletin așa pe șmecherie. La tine ajunge ploaia ultima dată, atunci când plouă. Un alt dezavantaj este că ți se găsesc foarte ușor porecle. De la piticot, pișcot, minion până la gogoșică și alte chestii. Următorul dezavantaj este atunci când ești suportul de coturi al fratelui sau al prietenilor. Acel moment când își pune cotul pe umărul tău sau pe capul tău. În glumă, bineînțeles, dar gluma aceea nesărată, cel puțin în cazul meu, pățesc. Asta am un frate mai mare și mai faci câte glumiță de asta. Următorul dezavantaj ar fi atunci când porți stocuri. La fete mă refer, chiar dacă porți stocuri, nu te ajută neapărat atât de mult pentru că tot tu ești cea mai mică persoană din grup și când faceți poze sau când petreceți împreună, tot tu ești cea mai mică, chiar dacă porți stocuri de 10 sau de 12, tot cea mai mică ești. Următorul dezavantaj ar fi efectul Stan și Bran. Când tu ești 1,58 iar prietena ta este 2 metri fără cap și mai ești și un pic plinuță, deci efectul e clar, Stan și Bran. Un alt dezavantaj al persoanelor scurte este atunci când ești privit la propriu de sus. Acel moment când ești privit de o persoană mai înaltă ca tine de sus. Te simți așa, nu știu, inexistent, mai mic, mai... de fapt ești mai mic, de ce zic asta? E acel ceva, un sentiment foarte nașpa, mie cel puțin nu-mi place deloc, dar... se la vi. Alt dezavantaj ar fi atunci când nu te ia nimeni serios din cauza înălțimii tale, pentru că ești mititel și neapărat îți adresează următoarea întrebare. Ai buletin? Știi ceva de genul? Normal că am. Un alt dezavantaj ar fi atunci când vrei să oferi un pupic sau o îmbrățișare și depui mult mai mult efort, te ridici pe vârfuri sau, nu știu, încerci să sari așa de 2-3 ori până te prinzi cu mâinile de gâtul persoanei respective și îmbrățișările sunt așa mai... mai grele, să zic așa, dar oricum sunt adorabile, deci ăsta nu este un dezavantaj atât de nasol, să zic așa, e drăguțel. Ok, cam atât și cu acest video. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să dați subscribe la canalul meu și să-mi lăsați în secțiunea de coment dacă v-a plăcut tipul acesta de video. Dacă v-a plăcut, o să încerc să fac și alte videouri de genul acesta. Vă pup!